Timișorenii merg de astăzi la muncă cu vaporul. Timișoara a devenit primul oraș din România care are transport public pe apă. A fost reluată astfel o tradiție locală. În anul 1967, Timișoara s-a asistat transportul public de persoane. Iată că după toată această perioadă, Timișoara revine la această formă de transport, la acest subsistem. Ne bucurăm. Cursa inaugurală a avut loc la ora 7 cu un singur călător. Timișoreanul s-a declarat satisfăcut de această alternativă la mijloacele clasice de transport în comun. Un traseu complet cu vaporetul pe râul Bega de la un capăt la altul al orașului durează o oră dus întors. Experiența inedită este extrem de ieftină. Indiferent cât de lungă este călătoria, tariful este de 1 leu. Biletele se vor vinde la bord. Vor circula 3 vaporașe în timpul săptămânii, de luni până vineri, în intervalul 7:30-18. Sâmbăta și duminica se va circula în regim de agrement cu un singur vaporaș. Conducerea orașului a cumpărat ambarcațiunile în 2016 pentru 7 vaporete. O primărie a plătit aproape 2 milioane de euro. Un vaporaș consumă circa 4 litri de motorină la o cursă completă și poate transporta 50 de călători.